În data de 19 octombrie 2019 s-a confirmat prezența virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o exploatație comercială din localitatea Ulmeni. Exploatația de porci este o fermă comercială de creștere și îngrășare în care sunt deținuți până la 5.000 de capete de porci. DSVS Călăraș, prin serviciile de specialitate, a intervenit în regim de urgență de la data când s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de administratorul complexului de porci și în baza rezultatului privind diagnosticul pestei porcine africane, fiind recoltate probe sub control oficial cu rezultatul pozitiv pentru pesta porcină africană. Până la confirmarea bolii, exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială și aplicate măsurile de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport. În data de 19 octombrie, Centrul Local de Combatere a Bolilor Călăraș s-a reunit în ședință extraordinară și în urma dezbaterilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat prin hotărârea instituției prefectului județului Călăraș, planul de măsuri de combatere a pestei porcine africane în exploatația din comuna Ulmeni. Controlul și combaterea bolii, inclusiv măsuri de ucidere și ecarisare, prin metode alternative de îngropare, vor fi zilnic efectuate sub supraveghere sanitară veterinară oficială cu aplicarea în tocmai a măsurilor stabilite prin planul de combatere a bolii și a prevederilor manualului operațional de intervenție în peste porcina africană. Peste porcina africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect de transmitere a bolii, acest virus având impact social și economic până la stingerea oficială a bolii pe teritoriul localităților Ulmeni, Mitreni, Spanțov, Cetatea, Stancea, Clătești, Cetatea Veche, este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, cât și a gunoiului de grajd. Mișcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul de SVS a Călăraș în baza notificărilor medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localităților.